Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. După foarte mult timp în care n-am mai postat, astăzi am revenit și eu cu colecția mea de petarde și artificii 2019-2020. Astăzi mi-a ajuns colecția de la Ecopiro. Vă dați seama că nu m-am putut abține și l-am desfăcut, să văd ce este în el. Însă le-am pus la loc și să fac un fel de unboxing. Haideți să începem. Pun aici, le pun pe masă. Cartoane. Pun pe scaun. Deja se văd produsele. Mă scuzați dacă sunt răgușit, sunt puțin răcit, dar trecem peste. Haideți să începem. Să începem în forță, zic eu. Avem aici 3 seturi de Doom Boom 5G, de la Classic, prima dată când am. 100 de grame pe set, 5 grame pe bucată. 3 seturi, după cum se observă. Ok, le lăsăm aici. După avem 3 seturi de dumbumuri de astea normale, de 5,5 zic ei. Și astea sunt producție 2019, din ce știu eu. 20 de bucăți în set, doar că astea 110 grame pe set, deci ar veni 5,5 grame pe bucată. O să testăm, să vedem cum e treaba, o să revin cu test. După avem două torțe de stadion, 40 de secunde, ieftine, ne-am luat că sunt ieftine, să vedem ce pot. Pun aici. După avem un set de FP3-uri de la Iorghe, și astea sunt, din păcate, sunt cele noi, acela de 3 grame nu se mai fabrică, 42 de grame pe set, 2,1 grame pe bucată, dați observa aici, 2,1 grame pe bucată, 20 de bucăți în set, le pun aici ca să am mai mult loc. După avem un set de mini Doom Boom, de la Classic, 24 de bucăți în set, 42,2 grame pe set. Pun și pe ele aici. După avem două seturi de stroboscoape, 3 bucăți în set, 90 de secunde de la Pyromex. N-am mai avut până acum, din păcate n-am găsit de la Triplex, dar sper că și astea sunt la fel de bune. Până la urmă fac aceeași chestie. Cam asta a fost cu petardele și haideți să trecem la baterii. Anul ăsta zic eu că m-am axat mai mult pe baterii. Vedeți, am aici una cu 100 de focuri. Mă rog, o să vi le prezint acum. Avem pentru început o baterie cu 16 focuri, X-Snake de la Panta. 20 de mm calibru. Toate sunt 20 de mm calibru. O să vedem ce poate fiecare. După avem două baterii Nuclear Attack de la Classic, 16 focuri, 20 de milimetri, una și a doua. După avem Best Price de la Classic, 25 de focuri, calibru 20 de milimetri, efect interesant. Și acum ultima baterie, forța acestei colecții, zic eu. Nu mai scot de aici că este destul de grea și cu o mână mi-e cam imposibil. Hai că aș putea, da. Best Price, 100 de focuri calibru 20 de milimetri. Chiar mi-am dorit să am anul ăsta una cu 100 de focuri. Aceasta a fost și la un preț rezonabil și efect frumos. O să vedem ce poate de Revelion. O să vedeți în show, dar nu mai scutești că este destul de grea. Și cam
Asta a fost și colecția. După cum v-am obișnuit, în caz că o să mai cumpăr ceva, revin cu update. Dacă nu, asta e. Ne vedem cu teste, cu show de Revelion. Atât s-a putut anul ăsta. Fiecare consideră cum vrea. Ba a fost mare, ba că a fost mică. Da, fiecare cum a putut. Deci cam asta a fost. Eu sper că v-a plăcut și până data viitoare v-am salutat.